Doamne ajută! Asta nu știm, la ora acolo ați văzut campionatul. Am zis-o de mult, puțină lume m-a trecut atunci, dar e foarte, foarte puternic. Din punctul meu de vedere, suntem foarte în top în Europa. Hai să spunem, cu 10-12 ca și campionat și ca și consistență. Trebuie dovadă toate echipele angrenate pe plan internațional. Câștigăm meciuri bune și frumoase în țări unde n-am mai văzut până acum, gen Ucraina, Bielorusia. Și sper să continuăm așa. În schimb, pe plan intern, e o nebunie mare. Aproape oricine poate să bată pe oricine, oricând. Ceea ce pentru noi trebuie să fie un mare semn de a fi precauți, pentru că nu trebuie să desconsidere pe absolut nimeni. Cine se ridică la multe slăbi. Din punctul ăsta de vedere, meciul nostru cu Pitești e un meci, cred, deschis de rezultat. Poate noi avem un plus de moral, ar trebui să avem după victoriile obținute în ultima perioadă. Dar și Pitești e o echipă într-un fel rănită după cele 2-3. Din punctul lor de vedere, eșecuri, eu cred că la ora actuală, în sezonul mie, să vorbim așa ceva. Și vor dori, bineînțeles, ca întotdeauna în ultimii ani, toată lumea dorește să bată Clujul. Nu, un obiectiv interimar, nu pot să zic că am trasat. I-am rugat pe băieți să gândească un pic să intrăm în Crăciun, chiar dacă intrăm mai repede la toate aceste devansări, pentru a avea o mică pauză. Imediat după Crăciun începând pregătirile, să-l avem și fericit. Și asta numai de ei depinde. Atât să-l aibă ei ca jucători și noi ca și club, cât și toți suportul.